Astăzi jucăm Project Playtime, un nou joc apărut astăzi, chiar pe 12 decembrie. Bine, episodul o să apară mâine pe 13, dar nu contează, noi îl filmăm în ziua în care a apărut și suntem alături de Cosmin. Salut! Și da, este un joc mult așteptat de către voi și înainte de toate, nu uitați să vă abonați, să dați un like și hai să facem acolo cât mai multe like-uri, dacă mai vreți episoade cu acest joculeț. Hai să vă prezint și eu acum, aici vedem că avem și un toy box, un fel de PS, cum e Battle Pass-ul pe Fortnite și așa mai departe. Și după cum puteți vedea, avem și skin-uri Frida și skin-uri la toy box pe care trebuie să-l cumperi. Și primul skin este Kissimmee, și aici trebuie să-l cumperi, toy box-ul ca să-l achiziționezi. Și mai avem aici niște d-astea free, animații, după cum puteți vedea aici cu degetele. Mai avem un skin aici free, interesant, scuba outfit de fapt, nu e un skin, dar ați înțeles ideea. Și dăm tot așa, avem cât mai multe aici, robot Huggy, e mișto ăsta sincer. Mai avem gold Huggy, ăsta e Octomami skin, ok, e legendar ăsta. Mamă, și e free ăsta, mamă cât de mișto e. Ok, și dăm la final și ultimul skin este Killing Willy. Deci da, cam așa arată, este negru total. Bine interesant, dar chiar este mișto și hai să vedem aici, după cum puteți vedea. Noi acum putem să ne jucăm cu player și o să intrăm pe un server deoarece nu putem să ne jucăm doar noi doi. Și da, ce mai avem noi pe aici? Cariera astea, intrăm la customize aici și după cum puteți vedea așa mi-am făcut eu caracterul. Avem aici niște d-astea, să ne facem mâinile și tot costumul ce vrem. Cam, m-am făcut cam așa, culorile României. Albastru în cap, galben pe aici la pantaloni și roșu la picioare. E bine, hai că nu mai stăm mult cu vorba, să intrăm și noi în joc acum. Oh, deci unul dintre noi e monstru, nu? Ok, băieți, pare interesant. Mamă, și Bugsy Boo este noul skin apărut, noul caracter apărut pe acest joc și hai să vedem noi acum, când începe meciul, să vedem dacă reușim să facem ceva. Unde ești, om? Fac minigame. Ok. Mamă, cum e harta asta. Hehehe. Bam, bam, bam. Ok. Sunt cam pierdut pe hartă, nu știu pe unde trebuie să mă duc. Bine, știu ce trebuie să fac, dar nu știu pe unde exact trebuie să ajung. Și da, ia să vedem, nu-i ceva pe aici. Ce e RMB? Ce tastă e RMB? Red mouse button. Ah, ok. Mamă, s-aude, da, vine monstru, vine monstru. S-aude o muzicuță ciudată aici. E monstru la noi, bă. L-a mâncat pe unul. Bă, ce? Mă, tu unde ești? Sunt la playerul ăsta mort aici. Ești cu ăla? Sunt cu băieții. Bă, e monstru la ei, frate. Bă, cine ai, bă? E monstru la ei. Sunteți. Caută minigame-uri de alea pe hartă să le faci. Bine, 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 bine. Da. Sau de-alea generatoare, de-alea ce le fac. Bă, de ce nu merge? Fac ceva, dar nu merge. Ah, gata, mă. Tu unde ești? La un minigame. Ok. Ai făcut ceva? Ăsta te vede pe hartă dacă greșești la minigame. Da? Acolo da. În stânga sus apar astea de trei făcute, nu? Cred că da. Părțile alea, nu a completat nimeni nimic? Am completat una. Ce este aici? Mi apare ceva. Hai să mergem și noi aici tip-til. Și da, băieți, nu uitați să vă abonați dacă mai vreți episoade cu Project Playtime și intrați și acolo pe Discord, că poate o să jucăm și noi, cine știe, să ne facem lobby al nostru și să fim pe Discord toți, ar fi interesant. Și ia să vedem, mă, dar nimic pe aici? Sau? Ia să vedem. Ok, cineva? Mă, o să facem și noi ăla. Pe stai, sunt 6 de-astea de colectat pentru fiecare sau la toți? Că mie mi-apare 0 din 6. Nu știu de cum e, cred că e la tine ce s-apare? Tot 0 din 6? Mie nu mi-apare niciunul, da. Adică tot 0 din 6. Mamă, deci mai sunt 11 minute. Ce face asta? Bă, am înțeles.
Mă, văd pe cineva pe aici. Vino cu a... Mă, ce are, mă? Așa, mă. Bam, bam. Ok. Hey. Vino încoa, vino încoa. Cu ce culoare ai? Nu știu. Nu! Așa, bravo. Hehehe. Bam, bam. Gata, am făcut un... am un toy part. Aaa, am înțeles. Uite că nu găseam eu astea, nu înțelegeam. Care e treaba cu ele? Ok. Mai e cineva pe aici? Ce? Eu depozitez unde ăsta, că am luat în toi parte. Am crezut că depozitez unde ăla, un cadavru. Am crezut că ești survivor sau ești Huggy Wuggy, Boxy Boo ceva. Boxy Boo mi se pare că e. Boxy Boo e nou apărut acum în acest joc. Da, e nou apărut. E și mecher. Bă, dar cine e mort? Ce? Trebuie să dăm revive-ul ăla. Vino încoa, vino încoa, vino încoa. Ok, vin încoa. Hai după mine. Frumos. Bam, bam, bam. Bă, da, în jocul ăsta trebuie doar să faci treaba asta, nu? Adică nu trebuie să... Adică nu-i ca pe Among Us. Adică dacă știi cine e, să... N-are nicio treabă, nu? Nu știu cum. Bă, da. I-am dat revive la unul și cred că să ne-au auzit așa. Da? Te prinde? Păi... Cred că-i arată pe hartă. Că e ca Dead by Daylight, tot, dacă crezi tot. E un fel de Dead by Daylight cu Among Us. Așa, mă. Dar vrei să spun ceva? Eu sunt. No. Eu sunt. Am vrut să simt secret până acum, dar... ia să vedem. Tu ce culoare ești? Tu ești ăsta de fuge? Cred că-ți spun. Păi da, ce treabă are? Că nu, doar noi veni... Doar noi veni după tine. Hai, mă, vină încoa. Așa, mă. Bă, tu ești ăsta? Da, sunt... Nu știu ce fac băieții ăștia, dar... da. Cred că nu au habar ce se întâmplă în jocul ăsta, sincer. Nu e o armă pe toți. Mai ești doar tu? Că? Și unde văd câți player sunt în viață? Cineva aici, nu e nimeni. O, frigider, mi-e foame, mamă, nu e nimic în frigider. Da, lasă că mă hrănesc cu voi. Hehehe. Dar să vă și găsesc. Ți se pare câți mai sunteți? Da. Tu ești ăsta verde, mă? Tu ești ăsta. Vino încoa. Nu. Hai, mă. Unde ai fugit? Nu sunt mai la ce. Ei, nu ești tu. Eu fac minigame. Vino încoace, te rog! Nu mai fugi! A, te văd pe tine! Vin după tine, te-am luat! Vino încoace, nu! Cred nu. Că mă confunzi. Tu ești ăsta, dacă... Ai zis că faci minigame și uite, te-am prins! Mă confund, nu! Treci încoace. Gata, mă, te-am prins. Tu ești asta. Nu. Cum nu ești tu? Păi și tu unde ești? Fac minigame. Mă, unde faci? Că făcea și ăsta și l-am luat și noi. În fine. Hai să-l depozităm și noi pe băiatul ăsta. Și nu le mai dat un revive, că... Lasă-i să trăiască acolo. Adică să nu mai trăiască. Ok. Hai să vedem pe cine găsim noi acum. Dar nu, era mișto dacă puteam să merg pe shift, adică să nu se mai audă ceea ce fac. Da. E ca multe. E, plecați de aici, 100% e cineva aici. La barul, dacă se aude de aici din afară. Tu ești ăsta, dacă nici tu ăsta nu ești. Nu! Ha, mai, am crezut că m-ai blocat. Mă, unde a fugit? Na, l-am pierdut. Mă, tu ești ăsta? Zi pe bune, care ești?
Aaa, deci tu ești albastru. Mă, e mișto că pe... Fii atent, e mișto că bă, stau, poți să te ascunzi pe aici și... Da, cum ziceam, mi-a venit o idee să ne jucăm hide and seek, deci cum am zis, intrați pe Discord acolo și... Chiar e șmecher, că sunt locuri de ascuns pe aici, poți să te ascunzi după mulți pereți și chestii de genul pe aici și chiar e interesant. Ok, hai să vedem. Puțin... Mamă. Mamă, unde ești, mă? Mamă, cât noroc să am să pic prima oară, în primul meci. Doar tu mai ești în viață? Doi. A, nu, trei. Unul e mordă tot și unul e în pitul okay. Ăla. Da, deci ăla cu hoe e în ăla și cum moare ăla? Trebuie să stea acolo mult, să e o mare, să rămare... Mamă, și mai sunt 7 minute. Mamă, l-am prins pe unul? Pe doi am prins. Ba, mă, lași. Mă, dar mă încurc în butoane, nu știu exact cum... Vino încoace, te rog! Mamă... Aaaa, cred că am înțeles, mă, care e treaba cu click dreapta, gen, la pucă mai de departe sau ceva de genul. Păi ce, ai alte abilități ca hockey-o? Cred că da. Da, am văzut că e câte o poveste la fiecare. Dacă intri acolo la... Customizație când îți alegi skin-ul. Hai că l-am prins pe ăsta. Ok, și acum îl luăm și îl depozităm aici. Și hai să vedem. Unul a scăpat, s-a băgat într-un... Vinu-mă aici, așa. Unul s-a băgat în de ăsta, bine, nu putem să iau pe unul de acolo. Că a fugit ăsta. Doar ia să vedem pe cine mai găsim noi acum. Toi part, ok, deci eu de-asta acolo. Adică știu unde sunteți, cred. Sau n-are treabă? A, nu cred că are treabă. Uite-l, mă! Nu fugi! Nu, nu, nu. Vino cu acea, te rog. Hai că nu fac nimic, îți dau și eu. Două bomboane îți dau. Uite ce frumos cântă muzicuța asta. Unde? A, uite-l aici. Ah. Vino cu acea, nu mai fugi de mine, te rog. Nu fugi că... E foarte mișto muzicuța asta, de ce nu vrei tu să o asculti? Mă, pe unde fugem ăsta așa mult? Vino încoace, mă! Te-am prins! Of! Mamă, deci doi sunt morți. Mamă, am blocat, nu e bine. L-am pierdut, cred. Nu l-am pierdut. Vezi că te-am văzut pe tine oricum. Dar nu trebuia să zic. Gata, l-am prins pe ăsta. Vino încoace. Mă, nu pot să sar cineași pe aici, să trecem pe aici și unde mergem în partea, unde e mai aproape, aici. Ok, mă, pe și, pe unde merg eu aici? Of, bă, what? Nu mai am pe la mână. Ce? E cineva pe aici? Bă, l-am pierdut. Cum? Mamă, mai sunt decât doi. Mamă. Sau a ieșit, cred că a ieșit, sincer. Nu cred că l-am pierdut, cred că a ieșit, că nu aveam cum să-l pierd. Adică nu-i dădusem drumul deloc. Vino încoace. Nu, mă, dar de ce nu merge? Gata, mă, l-am prins. Bam. Păi, credeai tu că scap de mine, mă? Hai, lasă că e mai bine, mai au și tu o muzicuță, ceva? Cred bine, că sunt niște locuri în care tu nu poți să intri. Da? Da, adică sunt unele de-astea mici. Ba da, pot să intru în ele. Mă fac mai mic. Da? Da. Unde ești? De ce fugi de mine? Hehehe. Mă! What? A, da, aici ești. Hai că nu mai sunt după tine, te-am pierdut. A, nu pot să sar pe aici, ce păcat. Ma, te-am pierdut acum. Doamne. Sau? Vino încoace, mă. Nu fugi. Hai mă, că-ți dau și eu două bomboane Snickers, nu vrei? Ceva Snickers, tu nu vrei? Nu. De ce ești rău?
că eu nu fac nimic. Eu sunt prieten cu tine, nu vezi, eu sunt al tău. Hai mă, bă! Vino încoace, că n-ai cum să mai scapi acum. Ba da, ai scăpat. Bă! Mamă. Bă! Unde te-ai dus, mă? What? Vino încoace, vino. Stai! A, nu în partea asta. Nu, 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 nici aici, aici sunt partea asta. Vino încoace! Nu! Bă, cum te scap? Tu ai ceva ca să te scap sau ce? Nu! Te-am pierdut. Doamne, te-am pierdut. Sigur o să poți să scap. Hai la boxy, bu! Hai la boxy, bu! Unde ești, mă? Bă, dar acum nu m-ai prins. Nu știu, că te prinsesem, dar te-am scăpat. Și acum nu te mai găsesc. Mă, mai un minut jumate. Mamă, unde ești, mă? Mamă, ok, deci... Cineva aici nu e. A, doar tu mai ești. Mamă, dar nu mai... Ok, ce fac dacă apăs G? Nu știu, deci nu știu ce se întâmplă dacă apăs G. Da... Dar nici tu nu cred că câștigi, nu? Dacă scap? De fapt, cred că eu câștig acum, că tu... N-ai, adică n-ați completat asta. Dacă scap, câștig eu. Mamă, și nu te mai găsesc acum, nu știu când te-am pierdut. Mamă, 59. Lasă că... Cred că eu câștig. Oricum, că n-ați găsit toate astea. Și n-ai cum să te duci aici la bord. Dacă stai eu aici... Dar tu n-ai ce să cauți. Tu vezi ăla de bord, trebuie pe n-am să-ți fac. Păi? Păi nu, nu pot să trec de tine. Dacă tu vezi ăla de bord, trebuie să mă campez. Păi stai, hai. Da, dar tu n-ai astea completate, deci n-ai cum să fugi. Ba da, dacă ies, pot să te știu. A, da? Cred. Mă, de ce nu merge? O să cred. Doamne, ce te-am făcut? Bă, de ce n-a mers? Mamă, ce te-am făcut? Eu nu înțeleg pe ce trebuie să apăs exact, că am apăsat și pe shift, și pe click stânga, și pe click dreapta, și pe toate. Am primit niște tichete de astea, nu știu ceva cu tichetele, ia să dau leave game, să ajungem aici în meniu. Îți cumperi skin-uri. Păi da, dar mai sunt și niște de-alea cu care cumperi cu bani și de-astea și nu știu exact. Care cum e treaba? Intră aici la customiz... Nu, la... Unde e? De ce nu mi-apare? Iar nu mai apare aia, trebuie să ies din joc. În fine, nu mai facem asta, dar... Vedem noi în episodul următor ce putem face și cu aceste etichete. Dacă ne ajută cu ceva, ca lume, ar trebui să ne ajute oricum cu ceva, dar nu știu exact cu ce. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like și... Cu voi a fost Rafael, ne vedem data viitoare. Pa, pa!